Despre cum arată situația la noi în țară, discut în continuare cu acest subiect cu Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumim pentru prezență și aș vrea să vă întreb care este situația ratei dobânzilor la noi în țară. Ei, noi suntem încă într-o fază incipientă a creșterilor de dobânzi. Probabil undeva în 10 ianuarie Banca Națională va crește din nou dobânda cheie, pentru că, într-adevăr, este singurul instrument în momentul de față la îndemâna Băncii Naționale pentru a stăvili valul de inflație care afectează puternic economia. Altfel spus, în 2022 creditele vor fi mai scumpe pentru toate categoriile de credite, de la cele imobiliare, de la cele de consum, și mai mult decât atât, Banca Națională va da semnalul răutățirii condițiilor de creditare. Adică va fi din ce în ce mai greu să ții un credit, un avans de cel puțin 25% pe zona imobiliară și cu condiții mai drastice legate de veniturile fiecărui român care vrea să-și ia un credit. Domnule Negrescu, ce părere aveți despre faptul că Ungaria va plafona dobânzile? Ar trebui să facem și noi acest lucru? Eu cred că nu, pentru că acolo este o campanie electorală și este o decizie care are legătură cu campania electorală. La noi, din punct de vedere al sănătății sistemului financiar, noi stăm foarte bine în momentul de față. Avem un sistem bancar în care creditele neperformante, adică cele care nu se plătesc la timp în momentul de față, este foarte, foarte redus. Sunt destul de bine, iar perspectivele nu sunt atât de negre precum cele din Ungaria, care într-adevăr a crescut dobânda foarte, foarte mult, iar premierul Orban are tot interesul de a capitaliza această decizie pe considerente electorale. La noi, probabil, dobânzile vor crește, nu vor crește până la un nivel foarte, foarte ridicat, astfel încât este posibil să vedem robor undeva la 3% în luna martie, aprilie, în funcție de cum va evolua și inflația. Vă mulțumesc pentru intervenție.